Astăzi este sâmbătă, 15 decembrie 2012 și mă aflu în municipiul Târgoviște, unde particip la ediția 19 a expoziției Columbofile Naționale a UCP. De data aceasta stau de vorbă cu un mai tânăr columbofil, dar foarte serios, pasionat, care pune mult suflet în creșterea porumbeilor voiajori. Este vorba despre tânărul Irinel Pripu. De unde ești, Irinel? Din ce localitate? Din localitatea Pușani, județul Dâmbovița. Am 17 ani. Trebuie să porumbei de mult copil, să spun așa. Moștenești pasiunea asta de la părinți? Nu. Nu? A avut bunicul meu, dar nu, porumbei de calitate. Am început porumbei voiajuri, dar nu erau de foarte bună calitate. Mi-am procurat de la columbofil bun care au mers în zona mea și după aceea am împărtat și la altă parte porumbei care au mers și au confirmat în expoziții naționale. În prezent ce porumbei deții? Din ce sușe? Deci, în prezent dețin porumbei din sușele Janssen, Van Spittel, Van Dijk, Bogman, Matisse de Smet, Hermes, și alte sușe. Ai categorii preferate de zborinire? Da, categoriile preferate sunt viteza și demifondul, dar am crezut că am obținut rezultate mai bune la fond iarnic. Pe club, nu? În ce locuri? Am obținut locul în fond iarnic pe club, loc 2 general iarnic cu același porumbel, loc 2 viteză pui, loc 2 derby pui și cam așa. Ai susținerea familiei în creșterea porumbeilor? Te mai ajută cineva să îi îngrijești, având în vedere că... Tatăl meu mă ajută foarte mult, pot să spun. Dimineața, când eu sunt plecat la școală, el a antrenat porumbei, le dă ce îi spun eu, să le îngrijește. Deci la porumbei tu ești maestru și tatăl e discipolul, nu? Cam așa. Cam așa, nu? Da, cam așa. Zbor porumbei la văduvie sau la natural? Anul acesta i-am zborat la natural. Porumbei au venit bine. Dar anul acesta vreau să schimb... Anul viitor vreau să schimb rota și să zborăm pe capanii și să joc porumbei la văduvie. Am înțeles. Irinel, din câte am văzut eu pe internet, din informațiile columbofile care circulă pe net, am văzut că tu ești unul dintre fotografii profesioniști columbofili, să zic așa, ai României, chiar dacă ești la o vârstă fragedă. Am văzut că prelucrezi imagini de porumbei, fotografii foarte bine și ești din ce în ce mai căutat. E adevărat? Este adevărat. Am prelucat porumbei pentru domnul Cristina Florin la Arabia, pentru domnul Cascadon, și principal merge treaba. Am văzut că ai mână, cum să zic așa, te pricepi. Da, mă pricep. Scoți fotografii foarte frumoase. Da, am început de jos, am învățat, nimeni nu mi-a arătat, am învățat singur și merge. Merge treaba, nu? Încep să mă perfecționez. La prețuri am văzut că ești la fel, ești băiat finuț, adică... Da, nu iau foarte scump față cu alții care au fotografii și astea, fiind și la început. E un lucru deosebit. Îți mai rotunjești venitul, nu? Da. Și banii pe care îi câștigi... Irinel, de la 2013, ce așteptări ai? Ce rezultate urmărești și la ce categorii? Aș vrea ceva să fac și o expoziție națională. Da. Nu știu la ce categorii, unde ori merge porumbei mai bine și nu o să reacța mai bine, acolo să intru. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru amabilitate, Irinel. Te felicit sincer pentru această minunată pasiune a ta, pentru rezultatele pe care le-ai obținut până acum și îți doresc în continuare mult succes. Mulțumesc. Cu stimă. Mulțumesc.